Drona care s-a prăbușit la Zagreb avea o reiese din examinarea balistică a fragmentelor metaliși. O examinare balistică a fragmentelor metaliși ale unei drone militare care s-a prăbușit în Zagreb, în urmă cu 2 săptămâni, indică faptul că aparatul avea o, dar nu s-a putut ajunge la o concluzie definitivă cu privire la urmele de exploziv, a declarat miercuri parchetul din Zagreb, relatează Agerpres, conform Hina. Nova TV a anunțat marți seara, citând surse apropiate anchetei, că nu au fost găsite urme de exploziv pe piese ale vehiculului care a fost examinat. Parchetul a declarat că a primit rezultatele examinării balistice și doar rezultate parțiale ale examinării chimice și fizice, adăugând că rezultatele examinărilor efectuate până acum nu sunt suficiente pentru o concluzie finală. Procuratura a precizat că va continua ancheta în coordonare cu Centrul de Criminalistică, Departamentul de Investigații, Poliția Militară și Agențiile de Informații. Drona militară din epoca sovietică s-a prăbușit în apropierea unui cămin studențesc în cartierul Jarun din sud-vestul Zagrebului, la scurt timp după ora 23, pe 10 martie. Aproximativ 40 de mașini aflate într-o parcare din apropiere au fost avariate și nu au fost înregistrați răniți. Drona a venit din Ucraina, după ce a survolat România și Ungaria, state membre NATO, și s-a prăbușit în capitala Croației, după ce a rămas fără combustibil, notează Hina. Prim-ministrul croat Andrej Plenković a declarat săptămâna trecută că guvernul deține informații fiabile și verificate că vehiculul aerian fără pilot avea o care cel mai probabil a explodat în subteran. Sursa foto, captura A3.